Dar foarte scurt o să vă spun câte ceva despre mine și apoi o să am un cuvânt scurt de tot pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru voi. Dar înainte de asta, vreau să cânt o strofă sau două dintr-o cântare. Unde-i pianistul? Ajută-mă care, dacă pot. O cântare care o auzeam încă de copil. În fiecare dimineață în casă unde eu am crescut, era o ființă dragă care astăzi nu mai este, bunica mea, care în fiecare dimineață cânta. Pe timpul ăla n-aveam nici casetofon, nici CD-ul. Acum 45 de ani, cine avea casetofon era bogat, cel mai bogat din sat. Dar în fiecare dimineață bunica mea cânta. Știți ce m-a intrigat întotdeauna? Că nici măcar nu cânta bine. Dar cânta. Ea a înțeles un principiu din cuvântul Domnului care spune așa, căci Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Uite, am văzut la noi, acum nu zic de voi. Ești acum din biserică, te bagi în mașină sau eu știu, deschizi motorul și ce faci prima dată? Dai drumul la muzică. Cântă, nu știu, Bige de la Bărbulești. Sau pe cine asculti. Te duci acasă, dai drumul la internet, la toate alea. Cântă Ema, repede. Dar te întreb, când mai cânti tu? Când mai cânti tu? Cânt Domnului că mi-a făcut? Frații mei, am hotărât ca nicio zi din viața mea să nu treacă fără să nu-i cânt Domnului o cântare. Și în fiecare dimineață bunica mea, care a înțeles principiul ăsta, ne dădea deșteptarea și cânta în fiecare dimineață. Și ce cânta? Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Iisus al meu, prieten bun, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Și întotdeauna, strofa a doua o cânta de două ori, de trei ori. Când merg pe drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine și auzi acum, și fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Dar te întreb, înainte de a cânta strofa asta, te întreb pe tine care mă asculți, hai fi sincer, cum e drumul tău? Uite, astăzi cu cine vorbești? Dacă vrei, ieși afară acum, întreabă-ți vecinii, întreabă cu cine vrei să vorbești, că nu contează că e mic, mare, sărac, bogat. Toată lumea spune că e greu. Eu mai întreb pe frate unde Dumnezeu mă duce. Că îmi place să-i întreb, cum e, mă, frate, viața ta? Și eu zic, frații, către mine, chiar și ea din America. Și cum zic, greu, frate, zici. Ca pe pământ, ați auzit cuvântul ăsta? Și la voi se zice? Și la voi. Dar zic la unul, mă, e greu, așa e? Tare greu. Dar frigiderele tale sunt pline, așa e? Cămările sunt pline. Dulapurile sunt pline. Garajele sunt pline. Conturile sunt pline. Mesele sunt pline. Că mâncarea ta o rungi la gunoi, dar la tomberon. Dar când te întreabă unul cum e, greu. Auzi, frați și surori, eu nu știu dacă alte nații, alte popoare au boala asta, dar noi români o avem. Ascultați-mă, ne place să ne plângem. Nu că ne place să... iubim să ne plângem. Când merg pe drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine și fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Știți, dintre voi toți, eu aș fi avut cele mai mari motive să fiu cel mai supărat pe Dumnezeu. Și
Știi ce îmi spun mie mulți oameni care nu mă cunosc? Mă zice că n-am auzit că vine la noi în biserică un om fără mâini, m-am gândit că vine un amărât, necăjit, trist. Trăim într-o lume de oameni triști. Dar îmi spun oamenii din lume, mă zice, m-am uitat la fața ta. Am nu știu așa frumos, dar... Zice, m-am uitat la fața ta. Știi că fața ta spune ceva? Știi, frate, că tu nu trebuie să spui nimic? Uite, eu mă uit la tine acum. Tu transmiți ceva. Știți voi că oamenii din lume care vin aici, înainte să audă cântări, înainte să audă predici, ei se uită la voi. Și ei vor să vadă în voi ceva ce ei n-au. Pe ce n-au ei, mă, frații mei? Că doar case, bani, mașini au și ei, mai bune ca ale noastre. Ce n-au ei? Și ce n-au? N-au roada Duhului Său, n-au pace. El când se uită la tine, vede o pace pe care el nu are. Pe cine îți dă pacea asta? Au fost cutremur, știți voi că anul ăsta a fost cutremur prin primăvară, s-au zguduit casele și eram în casă cu soția mea, nu mă văd că se mișcă becurile. Zic că trebuie ascultă repede că e cutremur. Și a zice, lasă-mă să mă culc că mi s-a obosit, a zice. Au spus, cine îți dă pace? Cine îți dă pace? Să se miște casa și tu să zici, asta e, domnul cu mila. Pe alții au dormit în mașini, au dormit în parc, să nu pice casa pe ei să moară. Tu să ai pace. Te întreb, cine îți dă pace asta? Cine îți dă bucurie, mă, frate? Am mă spun ceva. Dacă vei uita tot ce spun astăzi, aș vrea să ții minte asta. Suferința și necazul se poate acoperi foarte bine. Nu știe nimeni ce e în casa ta, femeie, nu? Numai tu și Dumnezeu știi. Și toată lumea zice că ești bine, dar numai tu știi prin ce treci. Pentru că da, suferința se poate acoperi. Poți să vii 20 de ani la adunare și să nu știe nimeni prin ce treci tu. Pentru că necazul poți acoperi bine. Dar spun ceva acum. Bucuria nu o poți acoperi. N-ai cum. Asta e ca și cum ai pune un capac la oală. Sare până în tavan. Eu când eram adolescent, știți că foarte mulți frați în biserică îmi spun, frate, zice, eu mă bucur, dar mă bucur înăuntru. Asta n-am înțeles niciodată. Când eram adolescent, aveam un vecin, ăsta se lăuda pe toată strada că are câinele cel mai rău. Zice, mă, am un câine cel mai rău de pe stradă. Dar câinele lui nu lătra niciodată. Eram, cum e cel mai... I-am zis, cum adică e rău, că uite ăsta nu lătră niciodată. Și auzi ce mi-a zis, mă, el e rău, dar ține în el, zice. E de râs, dar e de plâns. Cam așa sunt unii creștini. Mă, ăștia sunt bucuroși, foarte bucuroși, dar nu se vede. Ascultă, frate și soră. Dacă Duhul Dumnezeu locuiește în tine, îți spun din experiență, nu spun din cărți. În seara asta am un mare avantaj, că ceea ce spun, îți spun din experiență, nu din cărți. Nu spun din viața altora, spun ceea ce am trăit și ceea ce trăiesc. Dacă Duhul Dumnezeu locuiește în tine, ascultă-mă bine ce zic acum, nimic nu te poate dărâma. Absolut nimic. Când merg pe drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine. Și fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Și fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Căci tu mi-ești comoara care ai fost de mine mult căutată și acum nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Știi că unii lasă pe Dumnezeu pentru o țigară? N-ați auzit oameni care zic, mă, m-aș pocăi?
Știu că asta e calea adevărată, dar nu pot să mă las, zice. Mă, nu pot să mă las de o țigară, nu pot să mă las de un pahar, nu pot să mă las de un viciu, de o femeie, nu pot, zice. Auzi, când ai zis nu pot, cuvântul ăsta, ai recunoscut că ești legat. O zis cineva către un prieten al meu, mă, zice, voi pocăiții nu aveți voie nimic. Voi n-aveți voie să beți, n-aveți voie să fumați, voi n-aveți voie nimic, mă, zice. Și a zis prietenul meu, mă, noi avem voie, numai n-avem nevoie. E o diferență, nu? Adică eu pot să fac orice, dar nu fac că sunt liber. Asta înseamnă să fii liber, să poți să faci un lucru și să nu-l faci. Dar tu poate care în seara asta ești aici, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar poate că te crezi liber, dar nu ești liber. Poate că ești legat de un viciu, de o plăcere. Poate că ești legat. Și în seara asta cred din toată inima că Duhul lui Dumnezeu poate să rupă orice lanț de peste tine. Și înainte să cântăm ultima strofă, vreau să te întreb. Este Dumnezeu comoara ta? Ascultă-mă. Acolo unde e comoara ta, acolo e și inima ta. Ce iubești cel mai mult, pentru aia îți dai viața, pentru aia îți dai timpul, pentru aia îți dai energia, pentru aia îți dai viața și banii, pentru ce iubești. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, dacă El e comoara vieții tale, tu ești primul la adunare. Tu ești primul la părtășie, tu ești primul la fapte bune, că tu îl iubești pe El. Tu-mi ești comoara care-ai fost de mine mult căutată și acum eu nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea. În seara aceasta Dumnezeu a ales să-ți vorbească altfel. Știți ce am observat, frații mei? Chiar vorbeam cu Liviu astăzi, când am ajuns mai devreme la ei. De dimineață am fost la orăștie într-o biserică baptistă. Și am văzut ceva. Noi, pentecostalii, pot să spun așa, parcă ne-am obișnuit cu minunile. Parcă nu ne mai mișcă nimic. Auzi că Dumnezeu a făcut o vindecare de cancer, zice unui, da. Auzi că Dumnezeu a ridicat din călătoare, da. Parcă ne-am obișnuit cu cântările, cu predicile, cu minunile Domnului, parcă. Și știi ce am observat? Că în ultimul timp, Dumnezeu alege să vorbească altfel decât prin cuvinte. Că de multe ori ne intră un cuvânt pe ureche și ne iasă pe alta. Cum a fost la adunare? Bine, dar ce a fost? Nu știu, zice. Dumnezeu a ales în ultimul timp, ascultați, frații mei, să vorbească prin imagini. Știți voi că o imagine face cât 1000 de cuvinte? Uite, în seara asta Dumnezeu a ales să-ți vorbească printr-un om fără mâini. Când am fost ultima oară în America, am ajuns într-o biserică și eram aici în față și vorbeam. În biserica aceea era un bărbat care a intrat în faliment, avea multe afaceri și a intrat în faliment și a pierdut 11 milioane de dolari. A ajuns în depresie, a ajuns pe pastile,
ajuns în spital, soția lui era disperată, copiii erau disperați, nu știau ce să mai facă. O zis că îl pierd. Au venit păstorii, s-au rugat pentru el, au făcut tungere. Nimic, nimic, nimic. Nu se mai putea ridica. Era pe pastile, lua 20 de pastile pe zi. Era distrus. Și în seara aceea a venit la adunare. Eu eram aici în față și eram într-o cămașă cu mânecă scurtă. Și el a intrat pe ușă. Eu n-am știut cine-i. Dar nu mă văd că s-a oprit în ușă acolo. Nu a venit nici în față, nici... s-a oprit în mijlocul ușii. Și a stat acolo tot programul, în picioare. La urmă a venit la mine și a zis către mine, frate, zice, eu n-am auzit nimic din ce ai zis. Dar când am intrat în adunare, zice el, Duhul Sfânt i-a zis așa, uită-te la omul ăsta. Și a zis Duhul Sfânt către el, tu ai pierdut ceva? Ai pierdut tu ceva? Că nu eu Dumnezeu ți-am dat banii care ai avut. Ba da, zis el. Că nu eu Dumnezeu pot să ți dau înapoi ca lui Iov. Ba da, Doamne. Și în seara aceea a fost seara vindecării lui. A scăpat de pastile, de depresie. Nevasta lui era în culmea fericirii. O zis, Dumnezeu l-a vindecat printr-o imagine. Și de multe ori Dumnezeu alege așa. Că ți-a vorbit Dumnezeu 100, 1000 de cuvinte și parcă nu te-a atins. Foarte scurt și repede vreau să vă spun câte ceva despre mine și apoi un cuvânt scurt de tot pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru voi în seara asta. Eu trăiesc, voi știți, dar spun pentru cei care nu știu, eu trăiesc de la 10 ani fără amândouă mâini. M-am urcat pe un stâlp de curent prin care trec peste 20.000 de volți, am căzut de la 4 metri și în cădere m-am prins cu mâna stângă de împământare și cum l-a dreaptă de firul de curent. Prin trupul meu, un copil de 10 ani cât aveam eu atunci, au trecut peste 22.000 de volți. A intrat curentul prin mâna dreaptă, a trecut prin trupul meu și a ieșit prin mâna stângă. M-a aruncat jos pe ciment, m-a luat cineva, m-a dus la spital, la Orșova, unde m-am născut. De acolo m-au trimis la Timișoara și aici directorul spitalului de copii de la Timișoara s-a uitat la mine și la părinții mei și a zis el, puneți-l într-un pat și lăsați-l să moară, cel o stare să trăiască. Nu va putea să muncească niciodată. Va fi o povară pentru familie, pentru societate. Va trebui cineva să-l îngrijească toată viața. Puneți-l într-un pas și lăsați-l să moară. Și m-au pus într-un pas și aștepta să mor. Numai că am spus-o și repet. În dreptul meu Dumnezeu a rostit viață. După calculele lor, trebuia să mor în 24 de ore. Și a trecut, auziți, a trecut o zi, două, trei, patru. În a cincea zi, fiți atenți că aici învățăm ceva. În acea zi, parcă văd și acum pe ușa spitalului, Dumnezeu a trimis un om. Știi că Dumnezeu se folosește de oameni? Știi că Dumnezeu mă trimite pe mine și pe tine, știi? Dar despre asta vorbim mai târziu. În acea zi, pe ușa spitalului, Dumnezeu a trimis un om, parcă îl văd și acum. Un om care spunea el așa, n-am pace, n-am niște, n-am somn, nu știu ce am, Dumnezeu m-a trimis aici. Și acest om pe care Dumnezeu l-a trimis acolo în spital, nu era altcineva decât fostul director al spitalului, care a ieșit la pensie numai cu 3 luni în urmă. Dar așa face Dumnezeu. Nu i-a dat pace, nu i-a dat liniște, nu i-a dat somn, până l-a trimis acolo în spital. El m-a operat, el m-a salvat. Fostul director al spitalului. Un om nepocăit, frații mei. Și acum vreau să fii atent la ce zic. Vreau să prinzi ideea asta. M-am gândit eu așa, cum, Doamne, ai vorbit tu unui om nepocăit, fii atent, și ai spus la ăsta nepocăit, scoală-te, îmbracă-te și du-te, că am nevoie de tine, vreau să te folosesc. Și interesant că ăsta nepocăit s-a scolat, s-a îmbrăcat și s-a dus exact unde l-a trimis Dumnezeu. Fostul director al spitalului, omul care m-a operat și m-a salvat, s-a dus exact unde l-a trimis Dumnezeu. Și am zis, cum, Doamne? Ai vorbit unui om nepocăit și ai spus du-te și ăsta s-a dus? Pe mine ai vorbit 1000 de ori. S-a vorbit Dumnezeu ție de 1000 de ori. Hai recunoaște. Și s-a zis Dumnezeu, scoală-te, îmbracă-te, du-te că am nevoie de tine. Vreau să te folosesc. Și noi știți cum am zis? Doamne, dacă m-ați ocupat, îți obosit, Doamne, că tu vezi că mult de lucru,
Iertați-mă că spun, dar spun, ne-am născut obosiți. V-am spus eu, ori de câte ori am fost la voi, vă spun și acum, am un prieten care nu are două picioare, prietenul meu. Stă într-un cărucior. E un băiat deosebit. Acum ascultă paradoxul. Știi ce face omul ăsta fără două picioare? Știi ce face? Aleargă pentru Dumnezeu. Cum îmi place mie să spun, un om fără picioare care aleargă pentru Dumnezeu, altul fără mâini care lucră pentru Dumnezeu și tu, cum te simți, frate? Hai, fi sincer. Cum te simți tu? Să știi că unul fără picioare a făcut mai mulți kilometri pentru Dumnezeu ca tine. Nu-ți vine să te bați sub bancă de rușine? Să știi că altul fără mâini a lucrat pentru Dumnezeu mai mult ca tine. Avem noi o cântare care e tare frumoasă, care zice așa: sunt aici la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta. Vreau să mai cântăm o dată strofa asta, dar ascultă-mă ce vreau să spun. Vă spun asta ca o încurajare, luați-o ca o încurajare. În fiecare an, în noaptea de anul nou, uite, mai avem două luni până atunci, mă rog și-o Domnului că ne rugăm toți, pentru familie, pentru copii, dar ascultați și îi spun Domnului înainte de orice. Îi spun Domnului așa: Doamne, anul ăsta în care intrăm, am o singură dorință. Am eu multe dorințe, recunosc. Dar asta mi-e prima dorință, Doamne. Vreau anul ăsta să te folosești de mine și de viața mea. Ca anul ăsta, Doamne, măcar un suflet, unul singur, să vină la mântuire prin mine. Măcar unul, Doamne. Asta mi-e cea mai mare dorință. Și apoi celălalt. Am înainte să cântăm slova asta, vreau să te întreb pe tine. Hai fi sincer, repet că Dumnezeu, cu Dumnezeu n-ai a doua șansă, n-ai a doua variantă, El te cunoaște oricum. Care-i dorința ta cea mai mare? Ce-ți dorești tu cel mai mult? Te-ai întrebat? O să zici acum: frate, dar eu n-am dar, că dacă puteam, dacă știam să cânt, să predic, dar nu știu să cânt, nu știu să predic, n-am bani, că dacă aveam bani, dădeam și eu pentru Domnul, dar na, sărac, ce să facă Domnul cu mine? Uite, vă spun eu un dar care îl aveți toți. Ăsta l-am descoperit în pandemie. Aveți telefoane, da? Bun. Aveți grijă de ele, că la unii sună și în biserică. Pune-le pe mut, așa. Apropo, am fost într-o biserică și acolo la ușă era un afiș mare și scria așa: orice telefon care sună în timpul adunării trebuie pus la colectă. Credeți că a mai sunat vreunul? Liniște totală. I-am dat idee la fratele acum. Auzi, du-te acasă, că ai telefon, du-te acasă, fă ce zic. Pune mâna pe telefon și sună la fratele tău din adunare, care de vreo o lună nu l-ai văzut pe la biserică. Și întreabă-l: mă, frate, nu te-am văzut de ceva timp la adunare, auzi, ai vreo problemă? Ai vreun necaz? Pot să fac ceva pentru tine? Eu sunt fratele tău. O pâine dacă am acasă, o împart în două cu tine. Ai nevoie de ceva? Ăsta e dar, frate. Și se numește darul încurajării. Îl ai. Să nu mai zici că nu-l ai. Eu nu știu ce dar a pus Dumnezeu în tine, dar știu un singur lucru: Dumnezeu te poate folosi cumva. Dacă El se folosește de oameni fără mâini, de unii fără picioare, oare nu se poate folosi Dumnezeu de tine? Poate. Cu o singură condiție, știi care? Să-ți deschizi inima și gura și să zici: sunt aici la dispoziție.
ția ta cheamă. Mergeam într-o zi prin Timișoara, pe stradă, așa mă plimbam și am ajuns la semafor. Era roșu la semafor. Lângă mine a oprit o mașină. O mașină sport, așa, o mașină asta de tineri. Din mașină s-a dat jos un băiat cu un handicap la picior, cu un defect. A venit spre mine, l-am văzut că mergea foarte greu. Era plin de cercei, plin de tatuaje. Când a ajuns lângă mine pe trotuar, a zis către mine: domnule, zice, îmi dai voie să te iau în brațe? În mijlocul străzii. Eu zic: ce să faci? Zice el: vreau să te îmbrățișez. Zic: dar de ce? Și auzi ce m-a zis. Domnule, zice, tu nu mă cunoști. Eu, zice, de mult timp, de mulți ani, caut o modalitate să-mi iau viața. Am vrut să mă omor de nu știu câte ori. Am vrut să dau cu mașina în pom. Am zis că n-are sens și n-are rost să trăiesc viața asta cu handicapul ăsta. Dar zice el, într-o dimineață, cineva mi-a trimis un video, o filmare cu tine de 2 minute, care tot a circulat. 2 minute. Și m-am uitat la video ăsta, la filmarea asta de 2 minute și auzi și m-a zis, în 2 minute, zice el, Dumnezeu mi-a schimbat viața. Sunt un om nou. Vreau să trăiesc, vreau să-L iubesc pe Dumnezeu. Frații mei, acum vă spun ceva. Pe mine m-a îmbrățișat multă lume. Dacă în băiatul ăsta m-a luat în brațe, am zis că 5 minute mă lasă fără aer. Bă, când mă strângea, plângea că se scutura cămașa pe el. O zis către mine, spune-mi ce să fac, că nu știu, n-am fost în viața mea într-o biserică, unde să mă duc? Zic, du-te unde vrei, că slavă Domnului, după ultimul recensământ, în Timișoara sunt vreo 40-42 de biserici pe acolo. Zic, du-te unde vrei tu, numai du-te oriunde, numai du-te undeva. Auzi, când am plecat de lângă ele, vă spun din experiență, am simțit că nu mai pășesc pe pământ. Nu știu că ai avut vreodată în viața ta bucuria asta. Am simțit că merg în aer așa. Și-a zis Duhul lui Dumnezeu către mine, ai văzut ce onoare ți-am făcut? Asta e o onoare, frate. Ca prin tine, prin viața ta, prin cuvintele tale, prin faptele tale, Dumnezeu să smulgă un suflet din iad. Asta e onoare. Am întâlnit într-o biserică, nu de mult, un bătrân la 90 de ani. Avea 75 de ani de pocăință bătrânul, era botezat de la 15 ani. Și ce-a zis bătrânul cu mine? Frate Sergiu, am 75 de ani de pocăință, dar auzi, mi-a zis, mi-e groază să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Pe cum se groază, mă, frate, că tu n-ai fumat în viața ta, n-ai băut, n-ai curvit? Cum se groază? Și auzi, ce-a zis bătrânul, nu de asta mi-e groază, frate, nu, că am trăit curat. Toată viața m-am străduit să trăiesc curat. Mâinile mele sunt curate, a zis bătrânul. Dar și-a zis către mine, sunt și goale, frate. Sunt goale mâinile mele. Cum mă duc eu înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale? Cum mă duc? Când Dumnezeu s-a folosit să întoarcă oameni la pocăință, de unii fără mâini, de alții fără picioare, de bătrâni de 90 de ani și de mine... Și de tine? Nu știu de ce am zis asta, că n-am avut un plan să zic. Dar poate ți-a vorbit Domnul în seara asta, frate. Poate că ți-a dat Domnul un talent, 2, 5, 10, nu știu cât, și ai îngropat. Și să știți că nu există scuză. Nu poți să zici, frate, eu n-am ce să fac, eu sunt prea bătrân. Știți, soacra mea, v-am spus eu și data trecută, soacra mea are 90 de ani. Și la 90 de ani, știi ce face? Scrie scrisori cu mâna ei și trimite la femeile din pușcărie. Și în fiecare lună din pensia ei are 1000 de lei pensie. În fiecare lună din pensia ei face pachet și trimite la femeile din pușcărie.
altă dată ce jumătate din pensia ei se duce pe pachete. Și prin aceste scrisori s-au întors la Domnul multe suflete. Nu pot să vă spun 1, 2, 10, 20 de suflete, mult mai multe. Mult mai multe. Pe cum, Doamne? Pe tu te folosești de un om fără mâini, de unul fără picioare, de un bătân de 90 de ani să întorci la pocăință atâtea suflete și de mine? Frații și surori, vreți să înțelegeți un lucru? Statistic vă spun acum. 90% din toți membrii bisericilor noastre nu fac nimic. Statistic. 90% nu fac nimic. Sunt unii care trag la carul Evangheliei, câțiva. Și alții care nici nu trag, nici nu stau în car, numai bagă bețe în roate, că avem și din aștia. Eu nu știu unde ești, nu știu ce faci, dar în seara asta spun din partea Duhului Sfânt. Dacă toată viața ta ai stat să te tragă alții, măcar în seara asta sar jos din căruță. Și spune: Domnule, Doamne, sunt aici. Sunt aici, la dispoziția ta. Vrei să spui, Domnule, asta? Hai să spunem. La dispoziția ta, creabă-mă, te voi asculta. Revin. Dumnezeu s-a folosit de un om nepocăit. El m-a operat, El m-a salvat. Am stat 3 luni în spital, frații mei, 3 luni de suferință pe care n-am cum să le spun în cuvinte. Vă spun doar atât, luam 16 injecții în fiecare zi. O lună și jumătate am luat injecții numai în vena de sub limbă. Am ajuns să nu mai pot mânca, să nu mai pot vorbi. Repet, au fost dureri pe care n-am cum să le spun în cuvinte. Dar după 3 luni de suferință am ajuns acasă, am început să merg la adunare. Dar am început să mă cer cu Dumnezeu. Nu știu dacă te-ai certat cu Dumnezeu vreodată în viața ta. Eu m-am certat. Și de ce m-am certat? Nu știu dacă aveam 12 ani, nu cred că aveam 12 ani. Am ieșit într-o zi de la școală și m-am uitat. Am văzut pe un vecin de-a meu că iasă dintr-un birt și ține în mâna lui o sticlă de băutură. Și eu eram copil, repet, era așa de cald afară, era vara, nu-mi doream decât să pot să țin și eu în mâna mea o înghețată, atât. Asta n-am cum să spun în cuvinte. Și tu n-ai cum să înțelegi. Și vedeam pe omul ăsta că într-o mână ținea sticla de băutură și cu cealaltă ridica pumnul către Dumnezeu și îl înjura pe Dumnezeu și am zis în inima mea: Doamne, Tu ai greșit. Tu care nu greșești niciodată, uite că de data asta ai greșit. Tu la omul ăsta i-ai dat casă, i-ai dat masă, i-ai dat familie, i-ai dat copii, i-ai dat mâini să-și ducă lingura la gură și el te înjură și își bate nevasta și copii. Pe ce Dumnezeu ești tu? Și m-am certat, recunosc, cu Dumnezeu 7 ani. Până într-o seară, când în biserica mea unde eu am crescut, a venit un om al lui Dumnezeu care a zis: Dumnezeu nu greșește niciodată. Și Dumnezeu nu dă nimănui mai mult decât poate să ducă. A fost seara, ascultați-mă, când Dumnezeu m-a vindecat de boala asta a cârtirii, boala asta a nemulțumirii. Mulți ani din viața mea am suferit de boala asta. Și mă, vă spun ceva, frați și surori, și ascultați bine, boala asta a nemulțumirii foarte grea. E foarte grea. E foarte distrugătoare. Știți de ce? Știți de ce? Că nu doare. N-are simptome. Că dacă te doare capul, spatele, picioare, faci ceva. E o pastilă, faci o rugăciune. Dacă nu știi că ești bolnav, aia duce la moarte. Știți? Diavolul-i hoț, frații mei. El știe cu ce să vină la tine și la mine. Auzi, vă întreb ceva.
Dacă eu n-am fumat în viața mea, ce ziceți voi? Vine diavolul la mine cu țigările? Nu. Că nu mă prinde. Dacă n-am băut în viața mea nici măcar o bere, credeți voi că vine diavolul la mine cu băutura? Poate să vină cu cisterna de vin, că nu mă prinde. Dar vine el la mine unde știe că slab. Și acum ascultă, știi cu ce a venit diavolul la noi? La noi pocăiți, acum nu vorbesc de cei în afară, de noi vorbim. Asta prinde bine la noi, că la noi nu prinde, nu vine la noi cu duhul de curvie, de beție, ca astea, nu. Știi cu ce vine la noi? Să nu spuneți că nu e așa. Cu duhul cârtirii. Ăsta se prinde de noi ca timbru de plic. Cu duhul nemulțumirii, mă, frații mei, că oricât am avea, parcă nu suntem mulțumiți niciodată. Mi-a zis un prieten, mă, zice, înainte, când eram sărac, aveam și eu o bicicletă și aia toată spartă. Mergeam cu ea să desumfla, iar rădeam jos, iar o umflam. Dar mă bucuram de o bicicletă. Acum, zice, am 3 mașini în curte, toate de la 2020 în sus. Nu mă mai pot bucura. Pentru că ascultă ce strategie a avut diavolul și încă o are. Ascultă bine ce a făcut. Îți ia ochii de la ce ai, îți îndreaptă ochii spre ce nu ai și atunci nu te mai poți bucura de ce ai. E simplu. A fost o zi specială în viața mea, dragilor, când i-a spus Domnului, Doamne, mulțumesc și pentru ce mi-ai dat, mulțumesc și pentru ce mi-ai luat. Asta e greu, să știi. Asta e o treaptă mai înaltă. Uite, ca să ajung aici, am urcat 2 trepte, vezi? Acum ascultă-mă, când ai ajuns să-i mulțumești Dumnezeu pentru ce ți-a dat, ești la grădiniță, asta face oricine. Nu te supăra. Când ai ajuns să-i mulțumești Dumnezeu pentru ce ți-a luat, oho, ești la facultate, frate. Asta nu face oricine. Asta e o clasă mai înaltă. Și Dumnezeu așteaptă să crești. A fost o zi în viața mea când a spus Domnului, mulțumesc, Doamne, și pentru ce mi-ai dat, și pentru ce mi-ai luat, și pentru ce mi-ai lăsat. Asta e o treaptă și mai înaltă. Observați că noi totdeauna uităm ce ne-a lăsat Domnul. Uităm să privim la darurile lui Dumnezeu din viața noastră. Totdeauna ne uităm la ce n-avem. Și vine Dumnezeu în seara asta în dreptul meu și în dreptul tău și spune așa, nu vezi tu, omule, ce să văd, Doamne? Nu vezi tu că bunătatea mea te îndeamnă la pocăință? Ascultați ce vreau să spun acum. Într-o zi, frații mei, eu am socotit așa, am calculat așa. Eu care vă vorbesc, trăiesc așa fără am în 2 mâini de peste 15.000 de zile. Am numărat și zilele. Sunt 43 de ani de când am avut accidentul, dacă înmulțești cu 365 aproximativ cât are un an, treci de 15.000. Deci eu care vă vorbesc, repet, trăiesc așa, fără am în 2 mâini, de peste 15.000 de zile. Uite, îți propun ceva. Încearcă și tu să mă auzi. Cu tot respectul, cu tot respectul, experiența asta face cât 1.000 de predici. Hotărăște o zi, dar fă ce zic acum, hotărăște o zi din viața ta, numai o zi, să nu-ți mai folosești mâinile deloc. Hai că nu mori o zi. Ai încercat tu de toate, încearcă și pe asta. Dar încearcă. Uite, mâine dimineață. Să te scoți din patul tău mâine dimineață și să aștepți să te îmbrace cineva. Numai o zi. Să te pui la masă și să aștepți să te hrănească cineva, să-ți dea în gură să mănânci cu lingura, ca la copiii mici. Nu mă auzi. Să te duci la toaletă, frate, acu-i-acu. Dacă cu mâncatul, cu îmbrăcatul, mai o scalzi tu, cum mă faci, că unul nu mănâncă, țin post, zice. Noi când vrem să slăbim, ținem post, știi asta, nu? Dar aici e cel mai greu. Să te duci la toaletă și ascultă-mă acum cât ești tu de tare și de mare.
Și iartă-mă că zic, și de mândru câteodată. Să aștepți să meargă altcineva cu tine la toaletă. Să te ajute în cele mai intime lucruri despre care nu pot vorbi aici. Înțelegi tu? Să te spele pe față, pe dinți, să te încalțe, să te descalțe. Nu mă auzi. Ascultă-mă, frate și soră, nu mă auzi din viața ta să faci asta. Îți garantez că nu spun din cărți ce spun acum. O să vezi ceva ce n-ai văzut de când mama ta te-a născut. O să-ți dispară toate mofturile, toate pretențiile, toate cârtirile, toate nemulțumirile. N-o să mai vrei nimic. O să te uiți în oglindă și n-o să te recunoști. Tu care toată viața ai vrut ceva, deodată n-o să mai vrei nimic, absolut nimic. Nu să-ți mai trebuiască nici casă mai mare, nici bani mai mulți, nici Anglia, nici Irlanda, gata. Gata. O să-ți dai seama că darurile lui Dumnezeu nu se pot cumpăra cu bani. O să-ți dai seama că darul lui Dumnezeu nu se după merit. Că dacă tu ești aici în seara asta, ăsta e darul lui Dumnezeu. Că dacă ai o casă, e darul lui Dumnezeu. Că dacă ai o familie, e darul lui Dumnezeu. Că dacă te-ai îmbrăcat singur azi dimineață, e darul lui Dumnezeu. Știți ce mă doare, frații mei? Vă spun acum direct așa. Că eu vă spun și plec. Mă doare că mulți creștini, mulți pocăiți, au impresia că Dumnezeu era dator să le dea. Nu era Dumnezeu dator. M-a zis unul, da, frate, e adevărat că spune cuvântul Domnului că ce lucru ai tu și să nu-l fi primit. E adevărat că m-a dat Domnul multe, dar am făcut și eu, zice. Serios, zic, ai făcut și tu? Și totuși Dumnezeu vine și spune, ce lucru ai tu, omule, și să nu-l fi primit? Dacă traducem versetul ăsta, zice, sună cam așa, tot ce ai, ai primit. Tot, frate. Nu un sfert, nici jumătate, tot, absolut tot ai primit. Aveam 10 ani când am deschis ochii pe patul spitalului, dragii mei, și m-am văzut așa fără am în două mâini. Când mi-am dat seama că toată viața o să fiu dependent de cineva. Știți, sunt lucruri la care nu te gândești niciodată, n-ai cum. Eram acolo în pat și mă gândeam, mă, acum și dacă o să mă mănânce în cap, nu o să pot să mă scarpin. La asta nu te gândești niciodată, așa-i? De acolo din pat am ridicat privirea în sus. Știți voi că din poziția culcat, cerul se vede cel mai bine. Ține minte cuvântul ăsta. Din poziția culcat, cerul se vede cel mai bine. Am deschis ochii, m-am uitat în sus și am spus Domnului, Doamne, nu știu de ce Tu m-ai lăsat așa, nu înțeleg. Nu știu de ce Tu ai vrut să trăiesc așa, dar știu și cred, Doamne, că dacă Tu vrei, Tu poți și ai puterea chiar să-mi dai mâinile înapoi. M-am rugat ca un copil. Recunosc. Am crezut ca un copil. Știți că a fost cea mai mare mirea mea? Când m-am rugat așa 19 ani. Nu știu dacă te-ai rugat o rugăciune un an sau doi în viața ta. Eu m-am rugat 19 ani aceeași rugăciune. După 19 ani, într-o zi de toamnă, spun pentru cei care nu știți, Dumnezeu care ascultă rugăciunile, a ascultat și rugăciunea mea. Și mi-a dat Dumnezeu mâinile înapoi prin soția mea care este aici cu mine și am spus-o ori de câte ori am fost la voi. Nu știu ce ai gândit tu când m-ai văzut, dar vreau să spun cu toată bucuria, sunt cel mai binecuvântat om din lumea asta. Mi-a dat Dumnezeu cea mai specială femeie din lumea asta. Nu spun ca o laudă, să știți. Câteodată mă gândesc, vă spun înaintea Domnului, ia n-audă ce zic acum. Câteodată mă gândesc că a pus Dumnezeu lângă mine un înger. Așa mă gândesc. Suntem căsătoriți de 23 de ani. Și ascultați-mă, de 23 de ani soția mea mă spală, mă îmbracă, mă hrănește, mă îngrijește în fiecare zi.
Nu știu dacă te-ai gândit ce înseamnă să îngrijești pe cineva 23 de ani în fiecare zi. Și vă mai spun ceva. Niciodată în 23 de ani n-a zis nu mai pot. Niciodată. Tu ai zis, soră, nu mai pot, nu? Uite că dai din cap. Ai văzut că știu eu. Dacă vă spun ceva acum, să știți că nu vă spun nici din cărți, nici din filme, vă spun din viața noastră. Și Dumnezeu e martor. Și avem prieteni buni aici care ne cunosc foarte bine. Și pot să confirme ceea ce spun acum. Niciodată, frații și surori, în 23 de ani, repet că sunt înaintea Domnului ce vă zic, niciodată în 23 de ani soția mea n-a țipat la mine, nici măcar o dată în viața ei. N-a ridicat tonul la mine, să știți. Nu vă spun povești. Vă spun ceea ce trăim noi. Eu nu știu cum e în casa ta. Nu știu ce cuvinte se aud în casa ta, soră. Dar poate în casa ta sunt cuvinte jignitoare, sunt cuvinte defăimătoare, cuvinte care n-ar trebui să se audă niciodată într-o casă de creștini. Poate în casa ta sunt certuri, sunt dezbinări, sunt despărțiri. Nu știu ce e în casa ta. Dar știu un singur lucru. Dumnezeu poate schimba casa ta. Cineva a întrebat un grup de copii în preajma Crăciunului: ce v-ați dori? Ce cadou ați vrea? Și unul a zis: eu aș vrea un telefon. Altul a zis: eu aș vrea o bicicletă, aș vrea... Și a ajuns rândul la un copilaj mic de 6 ani. Și l-a întrebat: fratele, tu ce ai vrea să primești cadou? Ce cadou ai vrea? Și auzi ce a zis copilașul ăsta. Toată camera a amuțit când l-a auzit. Și ce a zis copilul ăsta? Deci el: aș vrea ca mama și tata să nu se mai certe niciodată. Ăsta e cadou pe care tu-l vrei să-l primești? Repet, frate, soră, nu știu ce cuvinte să aud în casa ta, dar ai mare grijă. Ai mare grijă. Acum 22 de ani Dumnezeu ne-a dăruit o fetiță frumoasă și credincioasă. Acum 17 ani Dumnezeu ne-a dat încă un băiețel și acum 15 ani Dumnezeu ne-a dat încă un băiețel. Deja m-au întrecut scât mine, ce să mai... Știți ce am făcut cu ei într-o zi? Vă spun ce am făcut cu ei, poate faceți și voi la fel. I-am luat pe toți trei deoparte, băieții erau mai mici, nu prea au înțeles ei așa, dar fata era destul de mare, și le-am spus așa: dragilor, voi să vă uitați la mine și la mama voastră acasă. Nu la biserică, că la biserică suntem sfinți toți. Acasă. Că ne vedeți acasă în fiecare zi. Și le-am spus așa: dacă vă place viața noastră de acasă, dacă vă place cum vorbim, cum ne iubim, cum trăim, dacă vă place viața noastră, atunci să-L urmați pe Dumnezeul nostru, să faceți și voi la fel cum face mama și tată. Și am zis: dacă nu vă place viața noastră, dacă vedeți în casa noastră o singură ceartă între mama și tata, dacă este așa ceva în casa asta, i-am spus, atunci, din partea mea, sunteți liberi să nu-L urmați pe Dumnezeu. Când fiica noastră a împlinit 16 ani, am îmbrăcat haina albă, a intrat în apa botezului la biserica Poarta Cerului din Timișoara. A fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Că am văzut-o pe fata mea îmbrăcată în haină albă. Și-a zis: vreau să-L urmez pe Dumnezeul lui mama și-a lui tata. Și-a auzit ce-a mai zis: vreau să fiu ca mama mea. Am și voi sunteți părinți, nu? Și care nu sunteți, o să fiți. Nu există, vă spun, nu există bucurie în lumea asta mai mare decât copilul tău să zică: tata, vreau să-L iubesc pe Domnul cum îl iubești tu.
Vreau să fiu ca tine. Vreau să mă port cu viitoarea mea soție cum te porți tu cu mama. Sau să zică fata ta, mama, vreau să fiu ca tine. Să trăiesc cum trăiești tu. Să mă port cum te porți tu, să vorbesc cum vorbești tu. Dar te întreb în această seară, hai fi sincer că tu știi viața ta. Ce zici tu? Ai vrea tu copiii tăi să fie ca tine? Întreabă pe ei acasă. Uite, poate să aici. Ia uite câți copii sunt aici. Du-te acasă în seara asta, privește în ochi pe copiii ăștia și întreabă-l așa, dragul meu, draga mea, nu te-am întrebat niciodată ce te întreb acum. Vrei tu să fii ca tata? Vrei tu să fii ca mama? Încă o dată zic, aveți mare grijă, frații mei. Dumnezeu a trimis copiii ăștia în casa noastră cu un singur scop, să-i le arătăm pe Hristos. Știți de ce eu apreciez eu pe soacra mea? Mama soacra are 90 de ani, încă trăiește. Soția mea are 9 frați. Au crescut la București cu un salar. 11 guri cu un salar. Mâncau carne odată în săptămână. Pe timpul lui Ceaușescu. Dar îmi spunea soția mea, când plecau ei copiii dimineața la școală, la 7, mama lor era pe genunchi. Când venea la 12 de la școală, mama lor era pe genunchi. Și asta se vede. Astăzi toți 9 frații ei sunt în adunare. Toți 9. Și are o soră care e misionară în India de 17 ani, mai are un frate care a fost misionar în Vietnam, 2 din frații ei sunt conducători de biserici. Asta știți de ce? Pentru că au avut o mamă și au o mamă care a știut să-i crească pe genunchi. Cum îmi place mie să spun, o femeie care și-a crescut copiii cu puțină carne și multă rugăciune. Noi astăzi, iertați-mă, cred că putem zice invers, nu? Ne creștem copiii cu multă carne, că băgăm în ei, mănâncă, îi facem dolofan de la 5 ani, îi slobești deja. Îi creștem cu multă carne și mai puțină rugăciune. Și asta se vede. Într-o seară băiatul meu cel mic a venit la mine și a zis că mine tata zice... Noi vrem să-ți facem un cadou. Zic, ce cadou să-mi faceți voi? Zice, el, tata, mâine dimineață vrem să mergem cu tine la magazin, că vrem să-ți cumpărăm mânuțe. În mintea lui de copil, ce-o fi zis că dacă noi cumpărăm pâine, lapte, zahăr de la magazin, cumpărăm și mânuțe, nu? Și am zis, dragul tata, îi mulțumesc. Dar știi, mânuțul tata stare scumpe și voi n-aveți bani să le cumpărați. Și am crezut că cu asta l-a liniștit. Și ce-a făcut ăsta mic? Copiii găsesc soluții întotdeauna, așa, specialiști în soluții. O sărit ăsta mic din scaun, s-a luat la noi în bucătărie, a deschis sertale și a venit cu un leu la mine. Ținea un leu în mână și zicea, tata, s-a rezolvat problema. Să nu fii trist. Avem bani mâine dimineață să mergem să-ți cumpărăm mânuțe. Atunci mi-a zis Duhul lui Dumnezeu, ai văzut credința unui copil? Auzi ce mi-a zis Domnul? Tu ai 25 de ani de pocăință și n-ai credința asta. Știți, foarte multe surori în biserici unde mergem, o întreabă pe soția mea, o înconjoară așa cu compătimire cumva și zice către ea, nu-i așa, sora Ligia, cât e greu? Asta e întrebarea universală. Să stai lângă un om fără mâini 26 de ani, să-l îmbrazi, să-l speli, să-l grărești, nu-i așa că e greu pentru tine? Sau ce zice soția mea, soră? Nu mi-e greu deloc că-L iubesc. Aleluia! Și când iubești, nimic nu-i greu. Înțelegi, frate? Când iubești pe Dumnezeu, nimic din ce faci pentru El nu-i greu. Și ce-i greu? Când sună telefonul dimineața să te duci la școală sau la lucru, ce te-ai mai culca? Așa-i? Ca o cădați din cap. Dar te duci? Faci foarte multe lucruri în viața asta, nu că iubești tu neapărat să faci, nu că ți-e drag să faci, faci că trebuie. El la Dumnezeu nu merge că trebuie, frate. Vin și eu la adunare că trebuie, când că trebuie slujești. Nu. Tu vii că iubești. Tu-i cânti că-L iubești.
Într-o zi când băiatul meu cel mic, Asher îl cheamă, a făcut o prostie ca orice copil, am vrut să-l pedepsesc cumva și vine și-a dat seama ce urmează, a venit ăsta mic spre mine și-a deschis brațele și-a deschis mâinile amândouă, m-a îmbrățișat cu amândouă mâini și-a... M-a strâns cât a putut el de tare, așa zis către mine, tata, să știi că te iubesc. Și am zis către el, mă, dar îți dai seama ce prostie ai făcut? Și l-a zis încă o dată, tata, să nu uiți că te iubesc. Știi ce m-a învățat Duhul Sfânt atunci? O zis Duhul Dumnezeu către mine, ai văzut? Oare câte n-ai făcut tu în viața ta? Câte prostii n-ai făcut tu în viața ta? Cum zic și eu către tine, oare câte n-ai făcut tu cu mâinile tale? Că numai tu și Dumnezeu știi. Oare când a fost ultima zi în viața ta, mi-a zis Duhul Sfânt mie, când ai zis tu lui Dumnezeu așa, tata, nu ți-am spus de mult, pe atunci ți-am spus niciodată, dar astăzi vreau să spun cele mai frumoase cuvinte. Și care sunt cele mai frumoase cuvinte? Te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse. Haideți pe picioare. Te iubesc, Iisuse, te voi iubi mereu, te voi iubi mereu. Vreau să mai cântăm o dată, da? Vreau să vă rog ceva. Într-o zi am spus la soția mea, draga mea, să știi că nu îmi pare rău că trăiesc viața asta pe acest pământ fără amândouă mâini. Nu îmi pare rău. Nu. Deși vă mărturisesc ceva. Când copiii noștri au fost mici, a fost tare greu. Acum e altceva, dar când ei erau mici, a fost tare greu. Tu n-ai cum să înțelegi și eu n-am cum să-ți explic. Cum e să vină copilul tău la tine, să întindă mâinile spre tine, să le iei în brațe și să rămână cu mâinile întinse? Asta n-ai cum să înțelegi. Oricât aș vrea să-ți spun, nu pot să spun în cuvinte. Știți, într-o seară, într-o dimineață, de fapt, când m-am trezit din pat, eram cu soția mea în pat și fetița noastră avea 3 ani jumătate, dormea între noi doi. Când m-am trezit dimineața la 6, nu mai eram în pat. M-am speriat, m-am panicat, m-am dus repede să o caut prin casă, n-am găsit-o. Când am ajuns în holul casei, în coridor acolo, am găsit-o în coridor. La 3 ani jumătate. Știți ce făcea? Stătea cu fața la perete și vorbea cu priza de curent din perete. Acolo în perete era o priză de curent. Ea știa că tata și-a pierdut mâinile la curent, că așa am spus noi. Și am spus, vezi, să nu pui mâna în priză acolo, că acolo în priză aia e curent. Și aia mi-a făcut asocierea și întreba, cum, acolo în priză aia e curentul care a luat mâinile lui tata? Acolo. Și în dimineața aceea, ascultați, s-a trezit la 6 dimineața înaintea noastră, s-a dus în holul casei, s-a pus jos lângă priza de curent. Eu eram în spatele, ea nu m-a văzut, dar am auzit tot ce a zis. Și a început rugămințile. Și ce zicea? Zicea, hai te rog, zice, numai o zi, numai o dată, să-i dai mâinile lui tata înapoi, numai o zi. Tu ca tată să auzi asta. I-am spus la soția mea, dacă îmi pare rău de ceva în viața asta, de un singur lucru îmi pare rău, frate și soră. Aș vrea să cânt Domnului cântarea asta. Și aș vrea să înalți mâinile mele către cer. Asta mi-aș fi dorit, credeți-mă. Nu-i așa că e trist? Că unii care ar vrea să înalți mâinile către cer nu pot, iar alții care pot, fac pe sfinții. Am n-am vorbit aici nimic cu fratele. Da, mă îndemn să fac asta. Vreau să cântăm sofa asta încă o dată. Și ascultă-mă ce zic. Dacă recunoști, numai dacă recunoști, că Dumnezeu a fost bun cu tine, numai dacă recunoști,
Dacă recunoști că Domnul ți-a dat două mâini pe care îmi permit să spun ceva, să nu te superi, te rog să nu te superi. Ți-a dat Dumnezeu două mâini pe care nu le-ai meritat. Că numai tu știi ce ai făcut cu ele. Și poate mâinile tale nu au fost curate. Și poate nici acum nu sunt. Poate spătate. Poate ești legat. Dar haideți, faceți-mi bucuria asta. Cântăm cântarea asta încă o dată și dacă vrei, numai dacă vrei. Așa în timpul acestei cântări să înalți mâinile tale cât să cer ca semn că Domnul a fost bun cu tine. Iar dacă nu vrei, nu ești tu liber să faci asta. Te rog ceva. Fă-o pentru mine. Și cântă cu toată inima ta. Te iubesc, Iisuse. Te iubesc, Iisuse. Te iubesc, Iisuse. Te voi iubi mereu. Te voi iubi mereu. Și ca o nouă declarație. Ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Aleluia. Îți cântă florile, te adoră zorile. Ești cel mai frumos, ești cel mai frumos. Mărești-nățat, mărești-nățat. Prin tot ce ai creat, ești, Doamne, minunat. Ești cel mai frumos. Am ajuns să stai cu ochii închiși. În timp ce pianul cântă, stai cu ochii închiși. Aleluia. Îți mărturisesc că am vrut să mă pun jos, dar Duhul să nu m-a lăsat. Cer permisiunea fratelui. Așa să facem o rugăciune. Dar ascultă-mă ce zic acum. Aș vrea rugăciunea asta să nu-i mai cer nimic lui Dumnezeu. Hai, recunoaște că toată viața ta ai cerut. Recunoaște. N-a fost zi de la Dumnezeu să nu ceri. De când te-ai sculat până te-ai culcat, numai asta ai făcut. Dă-mi, Doamne, dă-mi, Doamne, toarnă, Doamne. Și ți-a dat Dumnezeu că n-ai putut duce. Și tot nemulțumit ai rămas. A venit seara când Dumnezeu are pretenția să nu-i mai cer nimic. Gata, ajunge. Câteodată când vin obosit acasă, mă pun la mine în sufragerie pe canapea, vin băieții mei amândoi pe lângă mine, pun capul așa pe pieptul meu, se zic o către ei, mă, dar vrei ceva? Când vin copiii pe lângă tine, vor ceva, nu? Deci eu la micul, nu tata, nu vrem nimic. Vrem să spunem doar atât, că ești cel mai bun tată din lumea asta. Așa îmi vine să zbor. Ești cel mai bun tată din lumea asta. Auzi, n-ai vrea rugăciunea asta să spui și tu Domnului, Doamne, toată viața mi-am cerut. Astăzi nu mai vreau să cer nimic. Astăzi vreau să spun decât atât. Ești cel mai minunat Dumnezeu. Te laud, Doamne, că m-ai făcut o făptură așa de minunată. Și bine vede ochii mei asta. Așa să-ți deschizi ochii și să-L lauzi, să-L lauzi pe Dumnezeu. Acolo unde ești, haide să intrăm cu toții în rugăciunea asta.